Bine ați venit la o nouă emisiune Creștin la timpul prezent. Tema emisiunii de astăzi este Prințul Mefiboset. Sunt mulți care au auzit despre David, mai puțin despre Ionatan și mai puțin despre Mefiboset. De ce în Scriptură Duhul Sfânt a vrut să prezinte viața acestui prinț? Viața acestui prinț se aseamănă cu viața noastră. Un om care trăiește viața amară și un om care are viața amară schimbată, viața amară transformată. Să ne uităm la această primă parte a vieții lui, viața amară a prințului Mefiboset. În 2 Samuel, în capitolul 4, cu versetul 4, vedem un aspect din viața amară, o referință biblică despre viața amară a prințului Mefiboset. Ionatan, fiul lui Saul, avea un fiu olog de picioare și în vârstă de 5 ani, când a venit din Israel vestea morții lui Saul și lui Ionatan. Doica lui l-a luat și a fugit și fiindcă se grăbea să fugă a căzut și a rămas olog. Numele lui era Mefiboset. Era un prinț. Tatălui era Ionatan, bunicul era Saul. Și a rămas orfan. Această mărăciune a vieții lui cauzată de statutul de orfan. La 5 ani a rămas olog de picioare. Din ce motiv? Spune Scriptura că doica lui l-a luat și a fugit. Și fiindcă se grăbea să fugă, a căzut și a rămas olog. Deci, neglijența. Este această amărăciune când știi că altul este vinovat datorită handicapului tău. Când știi că altul este vinovat datorită stării amare în care ești. Și uneori este ideea de răzbunare. Sindromul Contelui de Monte Cristo. Această carte a lui Alexandre Dumas, în care motivația principală de a trăi a Contelui a fost răzbunarea. S-a răzbunat în serie. Cum este viața ta? Ai această amărăciune, fiindcă alții ți-au făcut rău și fiindcă ai efect permanent în viața ta datorită răutăților? Prințul Mefiboset a avut o viață amară, fiindcă era olog, a avut o viață amară, fiindcă era orfan, a avut o viață amară, fiindcă starea lui nu era datorită greșelilor lui, ci era datorită greșelilor altora. Doica aceasta care a fugit a fost neglijentă. Cuvântul lui Dumnezeu prezintă această stare a copilăriei lui Mefiboset. O copilărie tristă, o copilărie amară. Însă a venit o zi în viața lui. A venit o transformare în viața lui. În 2 Samuel, în capitolul 9, de la versetul 1 la 13, vedem acest paragraf biblic care vorbește despre iubirea care schimbă viața amară a prințului Mefiboset. Cum a pornit schimbarea vieții amare? Citim primele trei versete din 2 Samuel 9. David a zis: a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Mai este cineva? Vedem atâta bunătate aici, în inima lui David. Dar ce să facă bine David la casa lui Saul? Casa lui Saul a vrut să-l ucidă pe David. Casa lui Saul s-a purtat urât cu David. Aici vedem inima lui Dumnezeu. Sincron cu inima lui David. A vrut să facă bine la cineva din casa lui Saul. La vrăjmașii tăi vrei să-i faci bine? La casa lui Saul vrei să-i faci bine? Un slujitor din casa lui Saul, Țiba, a fost adus la David și împăratul i-a zis: tu ești Țiba? El a răspuns: robul tău, da. Și împăratul, vorbind cu Țiba, îi spune:
Nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Incredibile! Suntem în Vechiul Testament, incredibile aceste afirmații. Nu este nimeni, nu găsim pe cineva din casa lui Saul. Nu ca să mă răzbun. Nu ca să răsplătesc răul cu rău. Nu ca să-mi bat joc de el. Nu. Eu caut pe cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine. Să mă port cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Ce inimă? Ce inimă în care se vede inima lui Dumnezeu? La vrăjmașii mei să-i fac bine. Însă Saul era vrăjmaș din poporul lui Dumnezeu. Casa lui Saul era o casă din poporul lui Dumnezeu. Și-a luptat contra lui David, tot din poporul lui Dumnezeu. În primul rând vorbim de răutățile din interiorul poporului Dumnezeu. David nu a răsplătit cu aceeași monedă. David a vrut să răsplătească cu bunătate. Bunătate față de casa lui Saul. Fiecare dintre noi avem oameni din poporul lui Dumnezeu care ne-au făcut rău, care ne-au vorbit de rău, care au avut atitudinea față de noi. Cum reacționăm față de ei? Care este atitudinea noastră față de casa lui Saul? Reacția noastră față de cei din jurul nostru care ne-au făcut rău ar trebui să fie una plină de dragoste, precum faptele lui Iisus Hristos pe pământ. Ar trebui să fie una care să dovedească că El este în prezent cu noi și că noi suntem exemplii Lui pe pământ. În primul rând, pentru că noi trebuie să credem într-o voie superioară ale Dumnezeu și faptul că toate lucrurile din jurul nostru funcționează spre binele nostru. Și în al doilea rând, pentru că noi avem o inimă schimbată și ar trebui să avem o credință autentică în El. Datorită faptului că suntem oameni, cu siguranță vom avea tendința ca cei care ne greșesc să-i tratăm cu ură și indiferență. Dar ca și copii ai lui Dumnezeu, trebuie să le arătăm dragoste și bunăvoință. Ca și creștini, consider că ar trebui să ne purtăm față de cei care ne greșesc cu bunătate și să le arătăm că i-am iertat, ca prin aceasta ei să vadă dragostea lui Dumnezeu în noi. Unii pedepsesc casa lui Saul. Tot ce aparține de casa lui Saul trebuie pedepsit. David merge pe altceva. Eu vreau să mă port cu bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Nu vreau să pedepsesc. Nu. Și vreau să arăt cine este Dumnezeu. Oricine se poate coborâ la nivelul de animal. Oricine se poate coborâ la nivelul de drac. Dar nu oricine se poate ridica la nivelul de bunătate a lui Dumnezeu. David s-a ridicat la acest nivel de bunătate a lui Dumnezeu. La întrebarea lui David către Țiba, dacă mai este cineva din casa lui Saul la care să-i arate bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, Țiba răspunde, mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Hai, este unul, dar e un handicapat. Un nimeni în ochii unora. Dumnezeu vrea să schimbe viața noastră amară. Iubirea lui Dumnezeu schimbă viața amară. Iubirea celor care se lasă transformați de Dumnezeu schimbă viața noastră amară. Agenții iubirii divine schimbă viața amară. Noi putem schimba viața amară celor din jur prin iubirea noastră, fiind canale ale iubirii lui Dumnezeu. David a avut dorință să facă bine. Și Mefiboset este luat din Lodebar la porunca lui David. Aici este ziua radicală, ziua cheie din viața lui Mefiboset, a prințului Mefiboset. Unde este? Unde este acest fiu al lui Ionatan, în loc de picioare? Este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Hai și tu, Lodebarul tău, unde îți plângi starea de olog, de orfan, de ratat. Sentimentul lui Mefiboset era de om ratat, de prinț ratat, de prinț nerealizat. Lodebarul este noi, noi suntem în Lodebar. Iubirea mea poate scoate din Lodebar. Iubirea mea poate transforma viața amară, să transforme în altceva, într-o viață de împlinire. Pentru că Iisus zice, am venit cu oile mele să aibă viață, să aibă viață din belșug. Unde este fiul lui Ionatan, ologul de picioare? Unde este? La Lodebar. Versetul 5 din 2 Samuel 9 arată incredibilă iubirea a lui David
față de acest om din casa lui Saul. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. L-a trimis să-l ia și l-a dus la palatul lui David. Ultima zi la Lodebar, ultima zi de viață amară. Dar n-a știut Mefiboset ce l-așteaptă la palat. Pentru că vedem, Mefiboset, fiul lui Natan, fiul lui, s-a venit la David și a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. Uzanța vremii era ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Era uzanța scripturală a Vechiului Testament. Mefiboset, prințul Mefiboset, s-ar fi putut aștepta și la răzbunare. Dar îl vedem cu fața la pământ, în fața unsului Domnului. Și l-a respectat fiindcă era regele. Și nu știu la ce să aștepte. Nu cunoaște moderată inima lui Dumnezeu. Unii încearcă să ne creioneze doar un Dumnezeu justițiar. Unii încearcă să ne creioneze doar un Dumnezeu care pedepsește, este aspru și atât. Dar inima aceasta lui Dumnezeu, bunătatea aceasta lui Dumnezeu, trebuie să vorbim nu doar de dreptate, ci și de bunătatea lui Dumnezeu. Și în loc să-l trimită, să fie executat, în loc să-și bată joc de el, David îi rostește numele. Mefiboset! Mefiboset! Iată robul tău! Robul tău! Oare ce se va întâmpla cu mine? Oare ce se va întâmpla? Care va fi viitorul lui? David îi spune, nu te teme. Era frică în Mefiboset. Prințul Mefiboset era plin de frică. Pentru că știa răutățile casei lui Saul față de David. Era frică. Când a intrat pe porțile palatului, nu era plin de curaj. Și David îi spune, nu te teme. Iubirea lui Dumnezeu ne eliberează de frică. Iubirea lui Dumnezeu ne eliberează de teamă. Nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. De ce să ne facă nouă bine, Tatăl Ceresc? Face bine din pricina lui Iisus Hristos. Orice veți cere de-al Tatăl în numele meu, o voi da. În numele pe care îl folosim puțin, societatea contemporană vrea să elimine numele lui Iisus, să nu facem rugăciuni în numele lui Iisus. Eventual ne rugăm, dar la Dumnezeu, un Dumnezeu care e comun pentru toți, indiferent de religie. Eu vreau să-ți fac bine din pricina lui Ionatan. Iată motivația mea. Datorită lui Ionatan. Dumnezeu vrea să ne facă bine din pricina lui Iisus Hristos, nu lui Ionatan. Orice cerem în numele lui Iisus, El ne dă. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău Saul și vei mânca totdeauna la masa mea. Îți voi restitui averile pe care le-ai avut. Nu o să mai fii un om de Lodebar, nu o să fii un om ratat. Îți voi da averile înapoi ale casei lui Saul și vei mânca la masa mea. Mai mult decât averile, David a avut acces la masa lui David, la masa unsului Dumnezeu. Cine este robul tău, spune Mefiboset, ca să te uiți la un câine mort ca mine? Imaginea de sine a prințului Mefiboset era aceasta. Sunt un câine mort. La evrei, și să-i zici la un evreu câine, câine viu, era o jignire. Dar să zici câine mort, era o jignire a jignirilor. Atât de jos era imaginea de sine a prințului Mefiboset, încât spunea despre sine câine mort. Nu știu în prezent care este imaginea ta de sine. Nu știu cum te vezi tu pe tine. Poate te vezi și un câine mort. Hai, de că nu-i bun de nimic. E și câine, dar e și mort. Măcar un câine viu mai latră, un câine viu mai păzește, un câine viu se mai mișcă, un câine viu mai are acțiune. Dar un câine mort, la Lodebar, când imaginea lui de sine era la zero, era această imagine de câine mort. Bunătatea lui David îl aduce din această viață amară, îl schimbă. Iubirea lui David îl schimbă. Iubirea lui Dumnezeu ne schimbă. Și oamenii în care se vede iubirea lui Dumnezeu sunt agenții schimbării în viața noastră. Împăratul a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul, și a zis, dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Vedeți că restituirea nu este parțială. David nu-și oprește 25%, nu-și oprește 10%, nu-și oprește o șpagă din casa lui Saul, măcar dacă mi-a făcut rău, măcar să mă aleg și eu cu 10%. Nu! Restituire 100%. Prințule Mefiboset, primește înapoi 100% tot ce era lui Saul.
Iar țiba primește porunca, tu să lucrezi pământurile pentru el, tu fiii tăi și robii tăi, și să strângi rodurile ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare, și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea. Țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a răspuns împăratului, robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David, ca unul din fiii împăratului. Dragii mei, dimineața era încă la Lodebar, un om ratat, un om pierdut. Și seara deja putea să mănânce la masa împăratului. Deci această transformare a iubirii divine este o transformare puternică. Poate fi o zi a transformării. Fie această zi o zi a transformării tale, dintr-un om cu viața amară. Iubirea lui Dumnezeu manifestată în Iisus Hristos. Iubirea lui Dumnezeu pe care o cere numele lui Iisus Hristos să arate în viața ta. Poate să schimbe viața ta amară și să intri în relație cu Dumnezeu. Pentru că a sta la masa împăratului însemna să ai o relație cu împăratul, să vorbești cu împăratul, să vezi fața împăratului. Noi suntem chemați să avem o relație vie cu regele regilor și domnul domnilor. Mefiboset avea un fiu mic, numit Mica. Toți cei ce locuiau în casa lui Țibea, robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca totdeauna la masa împăratului. El era o loc de amândouă picioarele. Nu s-a vindecat de starea de loc. Dumnezeu nu ne promite că în toate lucrurile vor fi lucrurile ok în viața noastră. Dar în ciuda unor lucruri care nu sunt bune, în ciuda unor vulnerabilități ale noastre, iubirea lui ne transformă. Chiar dacă era un loc, dar era la masa împăratului și relația cu împăratul transformat viața lui amară. Noi trebuie să înțelegem că cel mai important lucru care să aducă schimbare în viața noastră este relația cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și această relație cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos aduce transformarea în viețile noastre. Mefiboset, nu te temi, a zis David. Este eliberat de frică. Mefiboset a mâncat totdeauna la masa împăratului. Am văzut creionată această viață a prințului Mefiboset, în prima parte, o viață amară, apoi iubirea care schimbă viața amară. Dar mai este un aspect pe care vrem să-l subliniem. Lupta dintre viața amară și iubire. Nu s-a terminat un happy end. Și atât. Mefiboset, prințul Mefiboset, a mai fost supus la încercări. A fost denigrat în fața lui David. 2 Samuel, capitolul 16, primele 4 versete. Când trecuse David puțin de vârf, deci David s-a refugiat, a plecat din palat, iată că Țiba, slujitorul lui Mefiboset, a venit înainte lui cu 2 măgani înșelați, pe care erau 200 de pâini, 100 de turte de stafide, 100 de roade de vară și un burduf cu vin. Împăratul a zis lui Țiba, ce vrei să faci cu acestea? Și Țiba a răspuns, măgarii sunt pentru casa împăratului, pentru călărie. Pâinele și roadele de vară sunt pentru rana tinilor și vinul pentru putrerea setei celor ce vor fi obosiți în pustie. Împăratul a zis, unde este fiul stăpânului tău? Vedem că din nou întreabă. Unde este? Unde este Mefiboset? Iubirea lui David e iubire constantă. Bunătatea lui David e iubire. În inima lui era Mefiboset, prințul Mefiboset din casa lui Saul. Nu s-a răcit față de el. Unde este Mefiboset? Și aici vedem că Țiba vrea să facă din nou viața amară lui Mefiboset. El denigrează. Iată a rămas la Ierusalim, căci a zis, astăzi casa lui Israel îmi va da înapoi împărăția tatălui meu. Atunci împăratul îi zice lui Țiba, tot ce este al lui Mefiboset este al tău? Și Țiba a zis, mă închin cu plecăciune să capă trece înaintea ta, împărate, domnul meu. Denigrarea aceasta lui Mefiboset în fața lui David. Adevărul era diferit. Și găsim acest adevăr diferit în capitolul 19, de la versetul 24 la 28, unde vedem durerea lui Mefiboset de la plecarea lui David până la întoarcerea împăratului în pace. Mefiboset, fiul lui Saul, s-a pogorât și el înainte împăratului. Nu și îngrijise nici picioarele, nici barba, nici nu spălase hainele, din ziua când plecase împăratul până în ziua când se întorcea în pace. Cel rău caută din nou să-ți aducă amărăciune în viață, de unde nu te aștepți. Țiba era apropiat de Mefiboset. Primește o nouă lovitură.
nu din partea doicii, ci din partea unui alt apropiat. Sunt oameni care sunt loviți de oameni apropiați. Și unii nu rezistă în viață. Prințul Mefiboset a rezistat în viață, fiindcă a fost învăluit de iubire. Noi rezistăm, fiindcă suntem învăluiți de iubirea lui Dumnezeu care stă în Domnul Iisus Hristos. Și se apără Mefiboset. Atât de mult l-a iubit pe David, încât fiindcă a trebuit să plece în pribegie David, sprigonit, tot de cei din casa lui, nu și-a spălat nici hainele. Hainele acestea, barba aceasta, toate demonstrau că de fapt jelea Mefiboset după David. Nu se bucura, cum a încercat Țiba să spună. Țiba a vrut să-i facă viața amară. Chiar dacă ne-am eliberat de viața amară, viața amară ne urmărește și noi trebuie să ducem această luptă între iubire și viața amară. Când s-a dus înainte împăratului la Ierusalim, împăratul i-a zis: pentru ce n-ai venit cu mine, Mefiboset? Și l-a răspuns: împărate, domnul meu, slujitorul meu m-a înșelat, căci robul tău care este teolog zisese: voi pune șaua pe măgar, voi încăleca pe el și voi merge cu împăratul. Deci dorința lui Mefiboset a fost aceasta, să meargă cu împăratul. Pentru Mefiboset bucuria era unde era împăratul. Dacă împăratul era la palat, la masă, acolo era bucuria. Dacă împăratul nu era la palat, nu mai era bucuria lui. El era în relație cu împăratul. Viața amară dispare când intrăm în relație vie cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu palatul, nu onorul, nu realizările, ci relația, relația cu Dumnezeu. S-a considerat înșelat prințul Mefiboset. Chiar și după ce a ajuns la palatul lui David. De aceea sunt înșelăciuni uneori prin care trebuie să trecem în viață. Oameni din jurul nostru ne înșeală, dar trebuie să înaintăm. Trebuie să nu ne lăsăm relația noastră cu Dumnezeu afectată, pentru că relația cu Dumnezeu este vitală pentru noi. Acest Mefiboset a negrit, spune în versetul 27, a negrit pe robul tău la domnul meu împăratul. A negrit! Cine știe câți nu te-au negrit și pe tine? Și-au încercat să-ți facă viața amară. Dar domnul meu împăratul este ca un înger al lui Dumnezeu. Fă ce vei crede. Căci toți cei din casa tatălui meu au fost niște oameni vrednici de moarte înainte împăratului domnul meu. Și totuși tu ai pus pe robul tău în rândul celor ce mănâncă la masă cu tine. Ce drept mai pot avea eu și ce am să cer eu împăratului? Împăratul i-a zis: ce mai vorbești atât? Am spus, tu și Țiba veți împărți pământurile. Dragii mei, aici se vede din nou transformarea lui Mefiboset. Versetul 30 din 2 Samuel 19. Și Mefiboset a zis împăratului să ia chiar totul, căci împăratul domnul meu se întoarce în pace acasă. Să ia chiar totul. Ce înseamnă lucrul acesta? Pentru mine contează mai mult relația cu David decât toată averea. Să rămână el cu averea, să rămână el cu pământurile casului Saul. Nu mă interesează. Pentru mine contează mai mult să-l văd pe David, să văd fața lui David, să vorbesc cu David, să am relație cu împăratul David. Iată un Mefiboset schimbat, iată un Mefiboset transformat. Nu mai are viața amară. A înțeles ce înseamnă relația cu David. Pentru noi relația cu Dumnezeu este cea care ne dă echilibru în viață. Relația cu Dumnezeu ne face să transformăm amarul în bucurie. Relația cu Dumnezeu ne face să trecem peste înșelăciunile celor din jurul nostru, să rezistăm în viață. Pentru mine contează împăratul, prințul Mefiboset, un om care a trecut de la viața amară, un om care a fost transformat prin iubirea împăratului David, care a arătat bunătate față de el, un om care a trecut și peste durerea imensă provocată de Țiba, de înșelăciunea lui Țiba, și a zis: pentru mine relația cu David contează cel mai mult, să văd fața împăratului. La fel și pentru noi, dincolo de valurile de înșelăciune, dincolo de amar, răbdăm și învingem în viață, datorită relației noastre cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. A crede în Hristosul răstignit și înviat, care a murit în locul nostru și pentru noi, a ne ruga numele lui Iisus, a trăi transformați în asemănarea Lui, a fi mângâiați de Duhul Sfânt, a pune relația cu Dumnezeu pe primul loc în viața noastră, esența vieții noastre, miezul vieții noastre. Iată ce ne face să fim ca prințul Mefiboset. Nu doar biruitor ai vieții amare, și înțelegând sensul, înțelegând miezul, cel mai important lucru în viață,
relația cu Dumnezeu, trăirea cu El și transformarea în numele Lui. Amin.